Mi-am abandonat fiica pentru a mă căsători cu un bărbat. La vârsta de 30 de ani am născut-o pe fetița mea. Eram tare fericită că eram pentru prima dată mamă. Dar în scurt timp viața mea s-a schimbat. Tatăl fetei mă înșela cu o altă femeie. Și chiar dacă am aflat și am acceptat situația, el a decis să mă părăsească. Am făcut tot ce am putut și mi-am crescut fiica până la vârsta de 8 ani. Însă în tot acel timp, am încercat de mai multe ori să găsesc un nou partener de viață, dar nu am reușit. Ori de câte ori ieșeam la întâlnire cu un bărbat pe care îl consideram a fi bun pentru mine și pentru viața mea, totul mergea bine până când îi spuneam că am o fetiță. Atunci se termina totul. Nu mai voia să audă de mine. Însă într-o zi, în viața mea a apărut un bărbat minunat. Era tare manierat, iubitor și înțelegător. Ieșeam des cu el și petreceam tare mult timp împreună. Însă am evitat să-i spun că am o fetiță. Aveam de gând să-i spun. Însă nu atunci, deoarece consideram că este mult prea devreme. Așteptam să mai treacă un pic de timp, să devină mult mai solidă relația noastră. Apoi i-aș fi spus. Dar lunile treceau și eu tot nu îndrăzneam să-i spun acelui bărbat adevărul. Fetița avea 10 ani, iar cum relația mea cu acel bărbat era minunată, într-una din zile, el mi-a spus că vrea să mă mut la el. Am fost tare fericită să aud că vrea să locuim împreună. Dar când mă gândeam la fată, mă întristam. Îmi era teamă să-i spun de ea, deoarece cu siguranță și el ar fi făcut ceea ce au făcut toți ceilalți bărbați. M-ar fi părăsit și aș fi ajuns din nou singură. Am stat pe gânduri, însă îmi doream din tot sufletul să mă mut cu el. Nu am dormit deloc în acea noapte, ci am stat și m-am gândit cum să fac. Iar dimineața știam ce era de făcut. În apropiere de casa mea, avea casă și sora mea mai mică decât mine, care era necăsătorită și nu avea copii. Am mers la ea, am bătut la ușă, iar ea a ieșit și când m-a văzut m-a invitat înăuntru, apoi m-a întrebat: "Ce s-a întâmplat? Ești bine?" Atunci i-am povestit surorii mele totul și i-am spus: "Draga mea soră, acest bărbat este minunat și nu vreau să-l pierd așa cum i-am pierdut pe toți ceilalți. Din acest motiv te rog să ții tu fata la tine o lună. Iar după o lună, o să-i spun și lui de ea și o să vin să o iau de la tine." Atunci sora mea mi-a spus: "Tu știi că fata este oricând binevenită la mine, dar nu cred că este bine ceea ce faci. Ar trebui să-i spui acestui bărbat că ai o fată. Și dacă este atât de minunat pe cât spui tu că este, o va accepta și pe fetița ta." Însă i-am închis repede gura surorii mele, spunându-i că nu este încă momentul potrivit. Apoi i-am zis că îi voi duce fata a doua zi. A fost tare grea despărțirea de fata mea. Plângea și spunea să nu o las. Dar eu nu mai țineam cont de nimic. Simțeam că îmi găsisem fericirea și nu voiam să o pierd cu niciun preț. Am plecat bucuroasă că mă voi muta cu acel bărbat minunat. Locuiam cu el de 3 săptămâni și totul părea minunat. Dar când am adus discuția de copii, el mi-a spus că nu și-ar dori să aibă niciodată un copil. Atunci m-am întristat foarte tare, dar nu aveam ce să fac. Am rugat-o pe sora mea să o mai țină pe fiica mea câteva luni, până reușeam să găsesc un moment potrivit să-i spun că am un copil. Dar lunile treceau tare repede și în scurt timp s-au făcut ani. Eu nu am mai reușit să-i spun acelui bărbat că am un copil, iar bărbatul pe care îl credeam minunat începuse să-mi arate că nu este deloc așa. Mergea des în baruri, cheltuia toți banii, făcea datorii, apoi îmi reproșa faptul că eu sunt vinovată. Ne certam foarte des și aflasem că umblă și cu alte femei ori de câte ori avea ocazia. Am pierdut atâția ani din viața mea lângă un om care nu era deloc așa cum credeam. În tot acest timp, mă îndepărtasem de tot de sora mea și de fată. Fata mea avea acum 18 ani și am decis să o caut. Am mers acasă la sora mea, dar când a deschis și m-a văzut, a spus că nu vrea să mai audă niciodată de mine. Fiica mea a ieșit și ea la ușă după ce a plecat sora mea și mi-a spus: "M-ai abandonat când aveam mai multă nevoie de tine. Iar acum, când ești singură și ai nevoie de sprijin, la fel voi face și eu. Și încă acum ai noroc, dragă mamă, deoarece nu ești încă foarte bătrână.
dar gândește-te ce vei face la bătrânețe fără sprijin. Atunci mi-a trântit ușa, iar eu am rămas plângând. Am regretat enorm acea decizie. Mi-am pierdut și fiica și sora pentru totdeauna și am rămas să trăiesc cu regrete și cu lacrimi amare. Această poveste are o morală tare frumoasă. Nu vă abandonați niciodată copiii, pentru că lipsa mamei doare mai rău decât orice și lasă o rană ce nu va putea fi vindecată niciodată. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.